Salutare și bine ați venit la un nou episod aici pe canal. Astăzi avem o grămadă de pachetele de deschis și anume 84 plus ori 5 upgrade. Înainte să trecem la treabă să deschidem pachetele, dă un like, dă un share, dă un subscribe, apasă pe butonul de comment, comentează, fă orice, intră pe TikTok, dă-mi follow, orice. Bineînțeles că nu avem din prima de făcut 84 plus, avem un 84 făcut și 21 de 78 plus player pick-uri și le vom lua din două în două și începem cu primul, un chic de 85, perfect, perfecțiunea într-o chipară este acest chic. Mergem cu San Maxima de 81, al treilea pick, o trap de 86, deja e totul worth, absolut worth totul. Rich Game 84, bun, 20 de din ăștia și ne-am scos Yuri, Perikiki, Kikimiki. Bun, mergem mai departe. Neto 81. Mi-am înfas să fie toți insane. Îți dai seama, da, câteva walkout-uri dacă prindem. Mergem pe Christensen, că este Barcalona. Mergem mai departe. Jordi Alba 85. Insane player pick-uri. Special de SRS. Pe cel din episodul trecut l-am băgat în SVC-ul. Werner 82 și ultimul, după care ne întoarcem, facem cale întoarsă, Eden Hazard, care este la PSV de la Dortmund. What the fuck, ce-am ratat în perioada asta de transferuri. Trippier de 84, perfect pentru SVC-ul, dar direct în SVC-ul se duce. Domnul Zömer de la Bayern München, care a plecat de la Borussia Mönchengladbach. Tapsoba, super rupere, Borussia Mönchengladbach, Mönchengladbach de fapt. Salenk, Tolisso, nu știu, îl sleapă ăsta, că oricum nu contează că e doar unul. Dacă mai venea un trap, era altceva. Ramsdale, bun, 82 și el, băiatul meu. Mergem mai departe, 84 de Paul, bun. Hai aici, dăm ceva mare de tot. Mi-a dat Gabriel Paulista rupere. Penultimul sau antepenultimul, domnul David Silva, antepenultimul. Acum penultimul, pe care este din nou Gabriel Paulista. Nu o să mă duc pe el, că n-am chef să mai stau, să mai așa. Și ultimul, domnul Laporte, deci avem 2 de 86, 2 de 85, 3 de 85, insane. Și până să ajungem acolo avem și alte 9 pachete. După cum am spus, aici de față avem acest 584+, dar am făcut și marchii și alea și le dăm întâi cu marchii și cu alea, că poate mai vine ceva. De-l băgăm în SVC-ul ăla. Îl avem aici pe domnul Dzeko de la Inter Milano. Senzație. Cu Valverde, Dzeko și Valverde. Ăștia e bun. Și cred că Valverde ăsta, dar nu cred că mai e scump Valverde. Dacă în martie acest Valverde Gold e scump, eu mă las de FIFA. Băi, 4900, I mean, it's not that cheap. E chiar ok. Și Dzeko la un 4500, ori bubuit prețul din cauza SVC-ului ăsta. Super, minunat, fantastic. Mergem pe Jumbo Premium Gold Pack, că așa este pe rând, n-avem nimic aici. Îl avem pe, am sperat măcar că este al meu Alvarez, dar nu. Avem și una spilicheta în spate, nu-i rău. Și aspilicheta cu 2800. Bă, încă scump pe toate. Am văzut că au ieșit și acel SBC-ul al lui Zambrota. Ar fi o senzație să-l fac pe Zambrota, căci ar fi un upgrade față de Dest, un upgrade substanțial. Ăsta este, cum îl cheamă? Este domnul Bare. Neesențial. Încă 5 pachetele, Premium Electrum. Scriu, știu că scrie 6, încă 5 pachetele până terminăm pe astea, fără alea. Saliba? Konate, stai că Saliba e unrare. Hai și cu un Prime Electrum Players Pack.
Ok, inform, eu o caut inform și este ăsta de la Shakhtyor, Rakitski, și este, cred că și tradable, duplicate și Trubin. Ok. Ok, asta e 12.000, asta încă merge vândut, că îți iei peste cât îl dai cu Quixel și Trubin, acest Trubin fantastic card. Amândoi de la Shakhtyor. Acum am văzut, amândoi de la Shakhtyor. Băiatul ăsta este 10.500. Asta înseamnă că se duce, da, direct la Quixel. Bun, iar Prime Electrum Player Spec, bă, am recuperat un pic din banii pe care am dat pe SBC-ul, pe Van Dijk. Sper că e Van Dijk, sper că e de vrij. E de vrij. Totuși, de vrij, nu Ache. Că mai era și varianta Ache, ceea ce cu siguranță m-ar fi rupt. Și ăsta la 4.500. Sper că după mai avem un club, ca să nu mai dăm noi banii pe alte prostii. Ai încă un rar Electrum și un Prime. Rar Electrum și un Prime Mixed. Până un alta, 12 cu 12 aici. Din nou, informanța de data asta nu mai este walkout, este doar Bizot. Am un flashback așa, un deja vu cu Bizot. De că a mai fost 83, 11.500. Da, se merită la să-l dăm la 11.500 și Prime Mix Player Spec. Ok, luminițe, cine e asta? Schmeichel de 83, decent. Între timp am pus o tură de 500 de FIFA points ca să mai deschid un pachet din ăla cu jucători Unrare Gold, ca să mai fac o tură de picuri, și s-a întâmplat asta. Ce tocmai s-a întâmplat, deci am dat skip. Am dat skip că n-avea ce să, gen, nu credeam că o să a picat Ben Rama. A picat random Ben Rama. Un card de 60.000 în asta. Absolut insane. I take it. I fucking take it. Am mai avut fix pentru 13 picuri. Nu mai am niciun gold rar în club și începem cu un 83 Henderson. Mergem mai departe cu un 82 Eriksen. Al treilea cărduleț Tah de 82. Se pare că tura asta era să vorbesc prea repede. La Oriente de 85 din seria A, card special. Ups, am sărit una aiurea. Mergem pe Unai Simon. Continuăm peste două. Well, domnul Brandt, Perisic, 84, domnul Magnan de 87. Mancini, o să luăm pe Mancini de 85 pentru că avem nevoie de informi. Partei 84, mergem mai departe. Costiș de 85, Miria de 82 și Gravenberg. Bă,
n-am de ce să mă plâng, insane, foarte bune picurile, excepțional de bune picurile. Și ultimul, 84/5, hai că îs 15-84 plus, ceva trebuie să iasă, poate facem asta de aici. Asta e un pic greu, dar astea două sunt ușor de făcut. Și mai avem, după un episod cu 87 base or FIFA World Cup Hero Player Pick, 1 din 5. E foarte bun! E foarte, foarte bun acest SBC. Avem 2.84 plus. Hai să vedem. Avem 3.84 plus 5 or... ați înțeles, primul pachet este Cristiano, nu? Este domnul Ruben Dias de 88 de la Manchester City cu Aubameyang în spate, Sancho, Tielemans și Savic. Bă, prost, sincer, al doilea pachetel, dar vreau să fac ceva special. De ce nu dă nimic special Neymar? Nu, este Marquinhos 88, ok, sunt 2 de 88, Bacar mă ține în 88 și în spate se află 3 de 84, de asta e oribil, Nu putea să dea și după 88 ăla măcar așa căscător câte unul din fiecare și nimic. Tot Neymar? Măcar dacă era Casemiro 87, deci în spatele lui sigur se află doar 84 plus. Și din nou acest Miller, ok, mi-a dat ceva special ca să-mi închidă gura, GG-ul. Hai că nu e așa tragic, a fost ok, ne-am jucat, am prins foarte multe în picuri, mie mi-a foarte, foarte plăcut, îmi place că m-am uitat foarte mult la microfon în loc să mă uit la cameră. Deci că dacă mă uitam la microfon se auzea mai bine. Mulțumesc că v-ați uitat și la acest clip, nu uitați până data viitoare, apăsați pe butonul de like, de subscribe, dați un coment, voi ați făcut astea, voi ce ați prins? Ne vedem pe Facebook, TikTok, Instagram și multe, multe, multe alte cele. Vin niște chestii faine de tot. V-am pupat, ceau!